spuneai și eu că rămânem în sfera fotbalului, pentru că vorbim despre o fostă iubită de fotbalist, pentru că, na, în cazul lor s-a rupt lanțul de iubire. Mai precis, artista virală pe TikTok, Aza Gabriela, a trăit peripeții pe bandă rulantă în vacanță. Dar ce s-a întâmplat? Aflăm chiar de la ea. Aza ne-a dezvăluit care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o într-o vacanță. Artista a ținut pe loc un avion întreg și era chiar să-l piardă din cauza unui parfum. Cred că nici la ceas nu mă uitam, eram un pic aiurit, așa că eu așa sunt de fel. Deci era să pierzi avionul pentru un parfum? Era să pierd avionul pentru un parfum, Doamne iartă-mă. Și odată am pierdut bagajele, venisem dintr-un concert din Madrid și... Când să ajungem în țară, am așteptat, cred că, o oră după bagaje și ale mele nu mai apăreau. Toată lumea după plecase din camera aia de acolo de la bagaje și, efectiv, se opriseră și bagajele, tot, nu mai venea nimic. Am stat, cred că, o săptămână aproape, am stat fără make-up acasă, nu aveam absolut nimic, pentru că toate astea de make-up le aveam în bagajul ăla. And I want to carry my love away.